MC20 cucerește titlul Produsul de Design al Anului în cadrul European Product Design Award 2021. MC20 a câștigat marele premiu al competiției European Product Design Award 2021. Noul model Maserati Supersport a fost de asemenea onorat cu titlul Top Design la categoriile Transport Auto, respectiv alte categorii de design. European Product Design Award este o competiție de design creată pentru a recunoaște eforturile celor mai talentați designeri internaționali de produs. Mii de proiecte de design din toate părțile globului sunt verificate și evaluate de către juriu pentru a selecta cele mai incitante din punct de vedere estetic, mai funcționale și mai inovatoare produse. Klaus Büse, șeful de design al Maserati, a declarat: "Misiunea noastră a fost să proiectăm o mașină care va fi ținută minte în viitor drept modelul care a lansat noua eră Maserati și cred că ne-am îndeplinit scopul cu modelul MC20. Suntem onorați să primim acest mult dorit premiu drept recunoașterea muncii unei întregi echipe care și-a asumat un angajament din toată inima față de acest proiect unic." MC20, proiectat la Centro Stile Maserati din Torino, este un amestec de eleganță și pricepere sportivă. Modelul Supersport este o veritabilă capodoperă a stilului, primul de acest gen și mașina simbol cu care marca și-a inaugurat noua eră. Maserati MC20 este inovator prin însăși natura sa și fiecare detaliu în privința designului este funcțional. Ușile fluture, de exemplu, nu sunt doar uimitor de frumoase, ci au și rolul de a îmbunătăți ergonomia mașinii și de a permite accesul optim în și din habitaclu. Noul model Supersport reprezintă forma pură a vitezei în stilul autentic Maserati, o lucrare de inginerie sculpturală care previzualizează direcția viitorului estetic al mărcii. De fapt, accentul pus pe performanță a dus la conceperea unei mașini cu o personalitate distinctă, o aerodinamică rafinată și linii inconfundabile care o fac unică. O mașină al cărei aspect superb ascunde un suflet sportiv fără compromisuri, cu noul motor V6 Netuno de 630 de cai putere, care accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 2,88 secunde și ajunge la o viteză maximă de peste 326 de km pe oră. Motorul brevetat a fost conceput, dezvoltat, proiectat și construit în întregime de către Maserati și folosește o tehnologie de ardere precameră derivată din motoarele de Formula 1. Modelul Supersport Maserati MC20 este cu adevărat o mașină 100% fabricată în Italia, dezvoltată de către Maserati Innovation Lab și construită la fabrica istorică din Modena.